s-a travas în la Paștele la Șugag. Ce înseamnă obiceiul, câte perechi au participat și de ce o faceți la primărie și numai în curte la biserică? Hristos a înviat. Salut toți șugăjenii pe această cale. Anul acesta avem un număr mare de perechi, 14 perechi. Anul trecut am avut 15, participă un număr tot mai mare de tineri. La întrebarea că de ce aici, s-a schimbat locația din considerente de spațiu. Adică în curtea bisericii era un spațiu foarte redus și cu cât lumea tot mai multă și nu vedeau, nu aveau acces așa greu. Iar dorim să profităm de acest spațiu. Bineînțeles că biserica e prezentă în totul și în toate organizarea evenimentului. Vechimea, ce ține despre vechimea documentului, evenimentului, s-a găsit în documente încă din 1700 și ceva date despre statul Avase. Obiceiul s-a ținut în tot sudul Transilvaniei, dar a dispărut în timp și a rămas doar aici la școală. Nume și funcția? Sâmbile Vasile, administratorul Căminului Cultural din Șuba.